Mănăstirea Bujoreni sau Schitul Măgarului. Legendele acestei mănăstiri pornesc de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Conform spuselor călugărilor de la Bujoreni, în apropiere de mănăstirea actuală există un alt lăcaș cu numele de Mănăstirea Recea, ce fusese atestată documentar în anul 1444. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, în aceste locuri s-au dat bătălii grele împotriva turcilor, lupte ce au dus la dispariția unor sate și a mai multor locașuri de cult, printre acestea aflându-se și Mănăstirea Recea. În acele momente de cumpănă, călugării mănăstirii au îngropat bunurile mănăstirii și au dus în pădure icoana Maicii Domnului, ferecată în argint și făcătoare de minuni, ascunzând-o în scorbura unui stejar, unde a rămas mai bine de 100 de ani, fără ca nimeni să știe de existența ei. Prima atestare documentară a mănăstirii Bujoreni datează de pe data de 27 martie 1602. Legenda locului spune că au venit mocanii de peste munți pe plaiurile Moldovei, pe dealurile Bârladului și Vasluiului, pentru pășunat și tomnat. Aceștia își transportau marfa spre târguri în desăgi pe măgari. Într-o zi, după ce s-au întors din târg, obosiți, ciobanii au uitat să lege măgarii. Unul din măgarii purtători de produse vândute la târg purta și punga cu bani în unul dintre desagii mocănești, aproximativ 3.000 de galbeni. Seara, după terminarea treburilor, mocanii au vrut să împartă veniturile, însă măgarul era de negăsit. Au pornit în căutarea lui împreună cu un pădurar și mare le-a fost mirarea când au văzut că în inima pădurii, lângă un falnic stejar, măgarul stătea în genunchi în fața a trei luminițe așezate în formă de cruce. Și-au dat seama că este o minune cerească și au decis ca pe acel loc, lângă acel copac, și din el să se ridice un schit, trunchiul stejarului devenind sfânta masă din altarul mănăstirii. Legenda mai spune că acel măgar făcea același lucru de 3 ani, însă nimeni nu i-ar fi dat importanță. Ioan Brețcu, unul dintre mocanii ajunși aici, a decis ca banii să fie folosiți pentru construirea schitului. Pădurarul Iftimie a continuat lucrările, după ce Brețcu a fost nevoit să se întoarcă peste munți. După ridicarea schitului, pădurarul s-a călugărit, luându-și numele de Pahomie. Inițial, lăcașul de cult s-a numit Schitul Măgarului. În anul 1840 s-a construit la Bujoreni și o biserică de cărămidă, iar schitul s-a transformat în mănăstire de maici. Mănăstirea s-a desființat în 1960, în urma decretului comunist, și a fost reînființată în 1993 ca mănăstire de monahi. Obștea actuală s-a format în jurul unor călugări veniți de la mănăstirea Petru Vodă.